Regimul de carantină amână și înscrierea copiilor la școală. Ministerul Educației a anunțat astăzi că etapele de înscriere a copiilor în clasa 1 pentru următorul an de studii au fost suspendate temporar. Motivul este starea de urgență din țară, instituită la 17 martie, care va dura până în 15 mai curent. Până atunci a fost suspendat și procesul de înscriere a micuților la școală. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va anunța ulterior când și cum vor putea depune părinții cererile. În mod normal, procesul de înscriere a micuților în clasa 1 începea în luna aprilie și se desfășura în două etape. Prima din aprilie până la jumătatea lunii iunie, iar a doua etapă de la mijlocul lunii iunie până la finele lunii august. De anul trecut, procedura are loc doar online pe platforma eșcoala.chisinau.md. În prima etapă sunt acceptați solicitanții care corespund districtului instituției de învățământ, iar în a doua etapă ceilalți.